prezintă cinstea sosirii dumneavoastră, vă prezintă o lor. Sunt comandantul gărzii, locotenent colonel Pocară. Semnificația acestei zile, cum a fost menționat, este începutul activității de salvare aeriană în mod oficial sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne și folosind elicopterele care sunt achiziționate de Ministerul Sănătății și care sunt operate de Ministerul de Interne, precum și a altor tipuri de aeronave în slujba cetățeanului și pentru salvarea vieților. În 2003 s-a realizat, cu sprijinul domnului ministru rus, care mă bucur că se află printre noi, s-a realizat legislația specifică a activității de salvare aeriană în România prin emiterea Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 126 din 2003 și a normelor de aplicare în 2004, urmând că în 2004 să ajungă primele două elicoptere SMURD la Mureș și la București, iar primele intervenții să aibă loc în 6 octombrie 2004 la Târgu Mureș și în 8 octombrie 2004 la București. Pe parcursul perioadei 2004-2014 au fost înființate punctele aeriene de salvare din Iași, Arad, Craiova, Constanța, Galați și cel de prim ajutor aerian pentru zona Deltei Dunării din Tulcea. Tot în cursul acestui an urmează să fie operaționalizat și punctul aeromedical de salvare SMURD din regiunea Nord-Vest, care urmează a fi sub coordonarea medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, dar tot în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație a Ministerului Afacerilor Interne. Pe parcursul celor 10 ani de activitate, peste 24.000 de ore de zbor, efectuate cu elicopterele operate de Ministerul Afacerilor Interne, și peste 12.000 de misiuni de salvare executate, la care se adaugă tot ce s-a realizat în colaborare cu forțele aeriene române din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cea mai complexă intervenție în cooperare cu Ministerul Apărării Naționale fiind cea din Muntenegru din anul 2013 și care a dovedit capacitatea și sistemului și nivelul de profesionalism atins de componentele sistemului integrat de răspuns la urgențe. Pe această cale doresc în primul rând să mulțumesc tuturor colegilor, medici, piloți, asistenți, paramedici, pompieri, care acționează în cadrul acestei structuri complexe, fără să uităm pe cei care și-au jertfit viața în serviciul semenilor lor. Totodată doresc să mulțumesc celor care au avut încredere în noi și au sprijinit dezvoltarea acestui sistem, menționând aici, fără a mă limita la domnilor miniștri ai Sănătății și Apărării, dar și a domnului viceprim-ministru pentru sprijinul acordat în calitate de ministru al apărării, dar și în calitatea actuală de ministru al afacerilor interne, mulțumindu-l pentru încrederea, pentru că mă aflu astăzi în Ministerul Afacerilor Interne la Departamentul pentru Situații de Urgență și, bineînțeles, a domnului prim-ministru, cu sprijinul căruia am reușit să operaționalizăm majoritatea bazelor aeriene de salvare SMURD în perioada 2012-2014. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc populației pentru sprijinul și încrederea mare cu care ne-au onorat, precum și a reprezentantelor mass media, pentru sprijinul și colaborarea excelentă în acești 10 ani. Vă mulțumesc și vă dau de acum întâlnire la aniversarea de 25 de ani de la înființarea primului echipaj SMURD în România, care va avea loc în 23 septembrie 2015.
Pentru contribuția adusă la dezvoltarea domeniului și pentru sprijinul constant pe care l-au acordat aviației Ministerului Afacerilor Interne și SMURD-ului, domnul dr. Raed Arafat va înmâna medalia aniversară a 10 ani de operare aeromedicală SMURD domnilor Victor Ponta, prim-ministru al Guvernului României. Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru Securitatea Națională, ministrul Afacerilor Interne. Ioan Rus, ministrul Transporturilor. Mircea Dușa, ministrul Apărării Naționale. Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății. Pentru dăruirea, devotamentul, curajul și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor, personalul aviației Ministerului Afacerilor Interne și SMURD merită tot respectul și întreaga noastră admirație. Adresăm respectoasa invitație domnului Victor Ponta, prim-ministru al Guvernului României, de a înmâna medaliile aniversare 10 ani de operare aeromedicală SMURD reprezentanților celor 8 puncte aeromedicale operaționale prezenți în sala alături de noi, astfel: punctul aeromedical Mureș, operaționalizat în octombrie 2004. Punctul aeromedical București, operaționalizat în octombrie 2004. Punctul aeromedical Iași, operaționalizat în 2005. Punctul aeromedical Arad Timișoara, operaționalizat în 2011. Punctul aeromedical Craiova, operaționalizat în 2012. Punctul aeromedical Constanța, operaționalizat în 2013. Punctul aeromedical Galați, operaționalizat în 2014. Punctul de intervenție aeriană de prim ajutor Tulcea, operaționalizat în 2014. Adresăm domnului Gabriel Oprea invitația de a acorda medalia 10 ani de operare aeromedicală SMURD domnului general major Dorel Grădinaru, inspector general al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Îl invităm pe domnul secretar de stat Raed Arafat să acorde medalia 10 ani de operare aeromedicală SMURD domnului general de flotilă aeriană Ilie Constantin, comandant al Inspectoratului General de Aviație în perioada 2001-2006. Sărbătorim 10 ani de când serviciul SMURD, acest vârf de lanț al serviciilor medicale de urgență, beneficiază de o componentă aeriană
asigurată de elicopterele operate de către piloții Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. La începutul acestui an am înființat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne Departamentul pentru Situații de Urgență. După cum știți, la conducerea acestui departament l-am propus pe doctorul Raed Arafat, un om cu o experiență profesională de necontestat, iar domnul prim-ministru Victor Ponta a semnat imediat decizia de numire. În cei 10 ani de operare, aeronavele SMURG au efectuat peste 12.000 de misiuni, în care de cele mai multe ori s-a făcut diferența dintre viață și moarte. Ceremonia de astăzi este dedicată în mod deosebit eroilor aerului, piloți militari, medici, asistenți sau paramedici, care zi de zi, 24 de ore din 24, intervin pentru salvarea de vieți omenești. Totodată, este datoria noastră ca la acest moment aniversar să aducem un omagiu celor care au plătit prețul suprem în misiuni de salvare a vieții românilor. Istoria aeromedicală a SMURG a fost înduriată de două accidente aviatice în care și-au pierdut viața piloții Marian Nicolae, Lucian Cuzdup, Mihai Stănescu și Augustin Toma. Împreună cu ei, în misiune, și-au dat viața medicii Monica Cardoș și Liliana Puiu, precum și asistenții medicali Ferenții Ciongor și Mioara Haută. În memoria acestor eroi, vă rog să ne plecăm pentru un moment de reculegere. Dumnezeu să ierte, vă mulțumesc! Prin curaj, dăruire și profesionalism, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare a devenit structura de elită de astăzi, un reper național și internațional în domeniul intervenției medicale de urgență. SMURG a depășit la propriu granițele naționale cu sprijinul Guvernului României, al domnului prim-ministru Victor Ponta, am făcut posibilă executarea de misiuni în sprijinul pacienților din Republica Moldova prin punctele de operare aeromedicale de la Iași și Galați. Cu ajutorul elicopterelor pe care le avem operaționale, putem interveni rapid oriunde în țară, dar și în afara ei, așa cum am făcut recent în Bulgaria, când am avut capacitatea să asigurăm un adevărat pod aerian pentru a duce în țară victimele acelui tragic accident rutier. În curând, pe lângă cele 8 baze aeromedicale din București, Târgu Mureș, Iași, Arad, Craiova, Constanța, Galați și Tulcea, un nou punct aeromedical va fi operaționalizat în județul Sălaj. Totodată, avionul medical Piper și avionul Cessna, pentru operarea căruia guvernul a adoptat de curând o ordonanță de urgență pentru zboruri aeromedicale și zboruri speciale, s-au adăugat flotilei de elicoptere. Dezvoltarea componentei aeriene reprezintă un enorm pas înainte pentru SMURG. Este angajamentul și promisiunea noastră pentru ca românii să beneficieze în continuare de cele mai bune servicii medicale de urgență. Domnule prim-ministru Victor Ponta, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat și permiteți-mi să mulțumesc domnilor miniștri Nicolae Bănicioi, Ioan Rus, Mircea Dușa pentru colaborarea excelentă dintre ministerele noastre, care a condus la succesul proiectului SMURG. Cu ocazia acestei sărbători, le doresc tuturor piloților militari, medicilor și paramedicilor SMURG mult succes, cer senin și să ne revedem cu bine în anul 2015, atunci când vom sărbători împreună un step de back de existență a SMURG. Vreau să vă salut pe toți, să vă mulțumesc în primul rând în numele românilor care beneficiază de ajutorul și de sprijinul dumneavoastră și să mă alătur celor care spun că acest moment
aniversar de 10 ani, marchează într-adevăr un proiect extraordinar de important. Un proiect care ne face cinste, un proiect care ne face invidiați, pentru că știu foarte bine cât de multe țări din regiune și țări chiar mai dezvoltate economic decât România spun că sistemul nostru de intervenții în situații de urgență este probabil cel mai avansat și mai performant din Europa în acest moment. Este un proiect care are trei caracteristici destul de rar întâlnite, din păcate. În primul rând, a fost o anumită viziune și aici meritul principal este al domnului dr. Raed Arafat, pe care îl felicit, dar și altora care au gândit că România poate să aibă un sistem de intervenții în situații de urgență, România poate să aibă un sistem de asistență de urgență, inclusiv cu ceea ce în urmă cu 10-15 ani părea doar o utopie, inclusiv cu un sistem aerian de intervenție, cu toate avantajele pe care acest sistem le aduce eficienței actului de intervenție. În al doilea rând, a fost suficient sprijin din punct de vedere instituțional și mă bucur că sunt aici ministrul de interne care a pornit acest proiect, domnul Rus, încă un fost ministru de interne, domnul Dușa, actualul ministru de interne, domnul Oprea, doar domnul Băniceiu n-a fost încă la interne și sper să rămână la sănătate, să aibă succes acolo. Dar vreau să fiu foarte corect și cred că domnul Arafat vă poate confirma. Practic toate guvernele din 2003 încoace, guvernul Adrian Năstase, guvernul Tăriceanu, guvernul Boc și guvernul pe care îl conduc, au înțeles că e un proiect care are nevoie de continuitate. E un proiect bun pentru România și dacă vreți un exemplu ce înseamnă când ne apucăm de ceva și ducem mai departe, ducem până la capăt, cât de multe putem să facem dacă avem această înțelepciune pe care nu o dovedim în alte domenii. Eu am fost, ca prim-ministru, un continuator al acestui program. Am avut ocazia și i-am și salutat pe cei de la Craiova, cei de la Galați, cei de la Constanța sau Tulcea la momentul pornirii activității lor. Am participat personal, dar în egală măsură pe cei din centrele care operează de mai mult timp. Vreau să mă alătur comemorării și omagierii celor care și-au dat viața în timpul misiunii, dar în același timp să mă alătur laudelor și aprecierii pe care întreaga populație a României o arată celor cunoscuți, celor mai puțin cunoscuți dintre dumneavoastră, pentru că nu întâmplător și nu în mod greșit serviciile de intervenții în situații de urgență, serviciile medicale, SMURD-ul, se află în aprecierea opiniei publice la un nivel atât de înalt. Îmi doresc un lucru, ca să nu ne oprim aici, pentru că alături de cele 8 elicoptere, cele 8 centre folosite deja, inclusiv cel de la Sălaj, pe care îl consider aproape realizat, alături de cele 2 avioane deja, care sunt unul achiziționat de Fundația SMURD, celălalt primit la Ministerul de Interne și operaționalizat prin eforturile pe care domnul viceprim-ministru Oprea le-a făcut și ministrul Sănătății. Avem de asemenea capacitatea de sprijin la nevoia Ministerului Apărării Naționale prin aeronavele Spartan și vreau să continuăm. Pentru că din ceea ce mi-a spus domnul dr. Arafat și am încredere că știe foarte bine de ce mai avem nevoie, încă 4 elicoptere vor asigura practic capacitatea dumneavoastră de a interveni în absolut orice fel de loc din România, inclusiv zone montane, zone mai dificile, și va asigura și posibilitatea noastră, care de altfel devine operațională luna aceasta, de a interveni în Republica Moldova. Mă refer la elicopterele de la Galați și de la Iași, care pot salva vieți tot de români de pe partea cealaltă a Prutului. Cred că acest program trebuie să continue și vă asigur că și în 2015 și în 2016 vom avea fondurile necesare alocate. Fac o scurtă paranteză. Pentru încă 4 elicoptere ne trebuie aproximativ 20 de milioane de euro. O cheltuială foarte bună și foarte necesară. Deci cam cât a pierdut statul român când s-a retrocedat opera lui Brâncuș. Ca să înțelegeți de ce sunt supărat uneori.
că acei 20 de milioane aș vrea să-i folosesc să cumpărăm încă 4 elicoptere și să dotăm medicii, paramedicii care intervin. Însă acest proiect trebuie continuat. Sunt absolut convins că toți cei care deservesc aceste mijloace aeriene de intervenție își fac datoria în condiții foarte grele și că măcar nu odată la 10 ani, poate chiar mai des, le mulțumim, le apreciem activitatea și ne gândim ce avem de făcut în continuare pentru ca să îi ajutăm să salveze vieți și să dea tuturor românilor șansa într-un moment dificil, într-un moment de cumpănă, de a fi salvați. Vreau să vă mulțumesc tuturor, vă rog să le transmiteți colegilor de acasă care probabil sunt în misiuni acum, unii dintre ei, admirația și mulțumirile noastre. Și vreau să spun încă o dată că întreg Ministerul Afacerilor Interne, prin toate structurile sale, Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de domnul dr. Arafat, Poliția Română, Jandarmeria, toți cei care lucrează în Ministerul Afacerilor Interne, își fac datoria față de români. Încercăm să-i recompensăm atât cât putem, dar cred că această instituție fundamentală a statului român funcționează pentru binele public. Și pentru asta, fiind aici la Ministerul de Interne, vă felicit pe toți și vă urez mult succes în continuare.